Din nou în cabinetul domnului doctor Adrian Moscu, medic veterinar. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Domnule doctor, suntem în postul Paștelui. Ați recomandat pisicilor, câinilor să țină post? Să țină post de la alimentele noastre. La aliment? Da. Că tot este acum în apropierea Paștelui, să vorbim puțin despre alimentație. Pentru că avem tendința de a le da ceea ce avem noi pe masă. Lucrul ăsta nu este tocmai în regulă, nu este tocmai ok și pot să apară dezechilibre extrem de periculoase datorită nu neapărat a alimentelor, că nu carnea de pui sau carnea de miel face nu știu ce catastrofă. În schimb, condimentele care le folosim sunt dezastruoase pentru căței și pisici. Da. Ne folosim de la cele mai păcătoase, să nu spunem produse, să spunem aditivi de gust, aditiv de gust. Care sunt folosiți fie în diverse supe, ciorbe, balțuri pentru carne și așa mai departe, până la banalul piper, boiar sau mai știu ce alte combinații, care în organismul cățeilor pot produce gastroenterite destul de urâte, care se manifestă cu vomă, cu diaree, automat apare deshidratarea și de aici o întreagă serie de probleme. Și pentru că vine Paștele, ne mai lovim de o problemă. Multe cabinete vor fi închise. Și a dumneavoastră, de exemplu. Și la noi va fi închis. Da? Așa. Deci atenție. Și va fi o adevărată tragedie. Din fericire, apropo de acest subiect cu cabinetele care sunt închise în perioada sărbătorilor, s-a lansat de curând pe site-ul colegiului o secțiune unde toate cabinetele care asigură program non-stop pentru urgențe pe întreaga țară, sunt listate și se înscriu acolo pentru a fi mult mai ușor proprietarilor de a identifica un cabinet în apropiere atunci când există o problemă. Pentru că și medici veterinari sunt și oameni și în anumite perioade clinicile sunt închise sau cabinetele și boala, din păcate, nu prea ține cont de acest lucru. Și atunci e bine să știm unde este cel mai apropiat centru la care putem apela să, când avem o urgență. Dar, mă scuzați că vă întrerup, după părerea dumneavoastră sau după părerea, aveți cunoștință de cauză ce cabinet va fi deschis în perioada aia? Sincer, nu știu. Nu știți. Așa trebuie să faceți. Să vă înțelegeți între voi să fie un cabinet non-stop în perioada aia sau două. Da, și acest aspect a fost vehiculat și se încearcă găsirea unei variante de mijloc convenat pentru toată lumea și, bineînțeles, până la urmă, cel mai important un loc îl ocupă pacientul și el ar trebui să fie pus pe primul loc, dar durează. Din păcate, lucrurile evoluează atât în medicina veterinară cât și în celelalte domenii și necesită puțin timp și până când lucrurile se așează, din mai multe puncte de vedere. Puncte de vedere, da. Și din păcate, în apropierea sărbătorilor, în weekenduri, numărul de urgențe este mult mai mare decât în restul săptămânii, într-o perioadă a anului normală, tocmai datorită acestor alimente pe care noi le avem la îndemână, pe care avem tendința de a le da pe sub masă, pe care musafirii au tendința de a le da. Copiii ocupă primul loc când a da bonusuri la căței, iar condimente, oasele, pot da foarte mari probleme. Ca recomandare, rămâneți pe mâncarea cățelului pisicii, nu faceți excese, ca să nu apară probleme în perioada aceasta. Și nu de alta, dar o bucătură, o secundă și apoi pot să apară probleme care să dureze
câteva zile până când se rezolvă. Dar, domnule doctor, cum vă explicați faptul? Eu, de exemplu, la mine acasă am pisicile mele pe care le hrănesc numai cu croncănele, cum le spun eu, dar mai sunt și pisicile care sunt la parter, mai vin de afară, se urcă pe geam și eu le mai pun, eu le cumpăr și lor croncănele, dar uneori nu mai am. Și le mai dau cărniță, ce mai am eu pe acolo. Și văd că sunt de un an de zile și sunt bine mersi. Sunt mai călite alea decât cele din casă? Lucrurile nu sunt chiar atât de bine delimitate, up și negru. Din punctul meu de vedere și căței pisicile de afară au o întreagă serie de probleme. Singura diferență e că nu îi caută nimeni. Că nu îi caută nimeni, asta. Mai exact, când dispare un cățel pisică din fața blocului, era frumoasă luat de cineva. Asta este replica care o aud întotdeauna. Referitor la alimentație, sincer, o pisică de afară nu vede nimeni când varsă, când are scaun diarei, pentru că nu mai cu. Pisica de acasă, din casă, dacă a vărsat odată, se vede. Se observă imediat să ajunge la cabinet. Pe când cel de afară, mai rar. Am avut cazuri în care cățelul din fața blocului, care e acolo de 10 ani, a fost adus în cabinet. Și diagnosticul, din păcate, a dat 4-5 patologii, boli diagnosticate. Cățelușul respectiv? Este, exact. Este aceeași problemă ca la om. Toată viața nu prea ajungem pe la medic și ajungem uneori foarte târziu. Și la fel, mi se găsesc mai multe boli complicate și lucrurile sunt uneori tragice. Nu cauți, nu găsești. Știți, câteodată mă duc și cumpăr mâncare pentru pisicile mele, care e mai scumpă, și mâncare pentru pisicile de afară, care sunt multe, care e mai ieftină. Și chiar mă gândeam, așa e și în viața de toate zilele. Știți, unii sunt mai favorizați, alții mai puțin favorizați. Important însă este că le dau să mănânce la toate și asta e, că nu e chiar foarte ieftină nici mâncarea asta pentru pisici. Dacă cumperi odată, dacă cumperi zilnic, se cunoaște. Da, bineînțeles. Îngrijirea unui animăluț presupune într-adevăr și un buget. Sigur. Nu e în momentul în care îl gănim ca pe purcel, adică cine rămâne, da, într-adevăr este mai ieftin, dar în același timp crește factura la veterinar. Pentru că... Care nu e mică nici asta. Nu, factura, factura la veterinar nu e mică. Întotdeauna am susținut că factura la veterinar este foarte mare. Și, din păcate, foarte multe cazuri care ajung la noi sunt datorită greșelilor pe care le face un proprietar. Sunt în majoritatea cazurilor, de aici se pleacă și de aici se complică toate afecțiunile. Tocmai de aceea, instructajul proprietarului este foarte important și noi ne luptăm să învățăm pe cât mai mulți proprietari cum trebuie să aibă grijă de cățel, de pisică, de vrăbiuță și așa mai departe, în funcție de animalul pe care îl au, încât să nu apară probleme. De vrăbiuțe, și, a spus? Da. Și vin și vrăbiuțe la dumneavoastră? Vrăbiuțe cu ghimele de rugat, cu de ce este papac. Da. Iar și cei care ne ascultă, lucrurile sunt mult mai simple și scade factura la veterinar. Scade factura la veterinar, stimați telespectatori, măcar din punctul ăsta de vedere să fiți mai atenți, da, nu? Eu întotdeauna, ăsta e argumentul foarte. Da. Păi cam asta e, că e scump, dar știți cum e vorba aia, din bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Nici nu poți să le lași, că le vezi că mor de foame și să spun, nu le dau de mâncare, că n-am bani. Asta e. Dumnezeu ți le aranjează pe toate. Domnule doctor, vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc, la fel. La revedere. La revedere.